Bună ziua, bun găsit la Călătorii Geopolitice la Radio France. Sunt Cristian Gava, invitatul ediției de astăzi. Este una din personalitățile de primă mărime ale vieții politice și ideologice europene, fost comisar european pentru agricultură, fost premier al României, domnul Dacian Cioloș. Bună ziua, domnule Cioloș, și mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua și bine v-am găsit. Am început această prezentare cu dimensiunea europeană a personalității dumneavoastră. Pentru că nu, parafrazând o vorbă franțuzească, sunteți un europeist convins, un filo european uh, convins. Uh, voi începe direct călătoria noastră pe axa București-Bruxelles. Cum vedeți proiectul federalismului european? Se vorbește tot mai mult în ultimul deceniu de Statele Unite ale Europei. Cum vedeți acest proiect? Este el fezabil într-o istorie atât de marcată de lupte naționale? Depinde ce punem în spatele acestui termen, care, vedeți, are aplicabilitate diferită de la, de la o țară la alta, de la o cultură și istorie la alta. Mie mi se pare ce e important acum, dincolo de acest termen de federalism, care, sincer, nu cred că are o, o atracție și un interes foarte mare în, în condițiile actuale. În schimb, ce mi se pare important la nivel european este să întărim comunitarismul față de abordarea interguvernamentală. Adică să facem cât mai multe lucruri coordonat împreună, mai degrabă decât pe cont propriu, în tot felul de înțelegeri interguvernamentale. Și vă spun asta uitându-mă și la ceea ce s-a întâmplat anul trecut, de când a început pandemia. Țineți minte, reflexul unor state membre a fost să închidă frontierele, să interzică exportul unor materiale și instrumente medicale, gândindu-se că asta e, modalitatea, asta e modalitatea prin care se pot proteja cel mai bine și pot proteja sănătatea cetățenilor lor. Și foarte rapid, nu știu dacă a trecut o lună de zile, când același state membre și-au dat seama că de fapt au nevoie de muncitori în agricultură care vin din alte părți, din alte țări din Uniunea Europeană față de care ele închiseseră frontierele, că materiale medicale și instrumentele medicale pe care le-au uh, uh, închis în țară, le-au ajuns pentru o perioadă scurtă de timp și că apoi aveau nevoie oricum să negocieze noi contracte și că e mai ușor să negociezi un contract uh, uh, pentru 20 de țări, deci cu un volum mai mare, să obții un preț mai bun decât uh, să te bați cu țările respective și deci foarte rapid și-au și -au îndreptat din nou privirea spre Comisia Europeană cerând Comisia Europeană să coordoneze acest proces. Doar că Comisia Europeană nu avea instrumentele necesare pentru că acelea state membre, atunci când a fost elaborat tratatul, nu au dat competențe pe domeniul acesta al sănătății Comisiei Europene. Și acum e o discuție, de asta am întins un pic acest subiect. E o discuție legată de o politică europeană a sănătății care să nu locuiască politica națională, pentru că noi în continuare să ne gestionăm spitalele, medicii, finanțarea sănătății. Medici. Medicii, exact, dar uitați, vedem că și medicii din România pleacă în alte țări, că pentru a investi în spitalele din România avem nevoie de fonduri europene, că iată, materiale medicale nu le producem în România, dar ar fi bine să fie produse în alte țări din Uniunea Europeană, mai degrabă decât să depindem de China în astfel de uh, situații. Și, deci, să discută foarte serios de o politică europeană a sănătății, deci o abordare în spirit comunitar. Deci, hai să punem la comun lucruri pe care le putem face mai bine împreună, decât să le facem separat și să ne așteptăm să vină criza peste noi ca să rezolvăm astfel de probleme. Deci, cred că. Viitorul nostru, nu știu dacă din punct de vedere teritorial, politic, vom ajunge să discutăm de o federație, de o confederație, adică să dispară guvernele naționale, să dispară președinții naționali și să avem doar, eu știu, aleși regional și apoi nivelul european. Nu știu dacă suntem în acel stadiu, dar eu cred că păstrând structura asta de organizare națională, putem să punem lucruri în comun și să facem lucruri în comun pe care le facem mai bine împreună decât uh, separat. Mai degrabă, pragmatic vorbind, uh, eu personal așa văd lucrurile. Din punct de vedere al lucrurilor pragmatice, nu, ideea de abordare pragmatică a fost un pilor al construcției europene după 1945 48 în vestul Europei, acea alianță a cărbunelui oțelului, pornea de la lucruri pragmatice și ideea unei ordine europene nu este neapărat nouă. Și în perioada interbelică, ministrul de finanțe a Republicii de la Weimar solicita introducerea unei monede comune uh, uh, europene iată, Apropo. care părea utopică la vremea utopică aceea, la 30. Exact. și iată, exact. astăzi, datorită faptului că avem zona euro, care dă o bonitate și o credibilitate pentru că oferă și o stabilitate monetară, chiar dacă am trecut prin perioade dificile și vă reamintesc, că criza economică financiară din 2008-2009, care a pus la încercare moneda euro, iată că astăzi, pentru că avem această monedă euro și piața comună, Comisia Europeană se poate împrumuta pe piețele internaționale în numele Uniunii Europene, aproape la dobândă zero, ca să pună la dispoziția statelor membre fonduri de redresare și reziliență, de relansare economică, așa cum niciun stat membru n-ar fi putut obține singur și, în niciun caz, România. Deci, iată că ceea ce părea utopic acum câțiva ani, astăzi e o realitate, pentru că am trecut prin niște crize la nivel european care ne-au împins și ne-au făcut să înțelegem că soluția e una comună. Pentru că spuneați de abordarea pragmatică atunci cu acea comunitate a cărbunelui și oțelului și toată evoluția comunității europene și apoi a Uniunii Europene. De fapt, dacă ne uităm atent la istoria recentă a ultimilor 50 de ani, să zicem, a Uniunii Europene, vedem că Uniunea Europeană a făcut salturi în modul de organizare și funcționare, mai ales în urma unor crize. Ca să rezolve anumite crize, a trebuit să ia niște decizii care s-ar fi luat mult mai greu uh, altfel. Martind, și vă spuneam, de data, de data asta, ceea ce era de neconceput chiar în urmă cu un an de zile, cu un an, un an și jumătate, și anume să avem o datorie comună europeană asumată de toate statele membre la comun. Iată că astăzi a devenit realitate pentru că avem nevoie împreună de acei bani să relansăm uh, economia și, din punctul meu de vedere, e un pas uh, înainte, cel puțin pentru România, pentru că uh, pentru, în următorii ani România ar putea avea acces la aproape 100 de miliarde de euro, peste 80 și ceva, 90 de miliarde de euro și cred că e uh, momentul cel mai semnificativ în istoria recentă a României de la aderarea la Uniunea Europeană. Adică, vorbim de nevoia unor reforme în România, reforme care trebuiesc finanțate, de o nevoia unei modernizări a economiei, dar ne tot puneam problema cum facem asta cu un deficit bugetar care nu scădea, și mai degrabă creștea și care făcea ca România să împrumuta foarte scump pe piețele internaționale. Iată că astăzi avem în mod normal acces la această finanțare dacă vom avea capacitatea să folosim acești bani în mod corect și să reformăm statul ca să folosească acești bani eficienți. Vă cer un joc de imaginație la ora actuală. Cum vedeți modelul societal european post-pandemie? Și vă voi pune aici două întrebări. Vedeți o Uniune Europeană care va ieși mai întărită din, din, această experiență tragică a pandemiei, nu? care a detonat celula vieții într-un mod, așa cum noi o știam, într-un mod unic după cel de-al doilea război mondial. Deci, unul, vedeți o Europa mai întărită sau o Europa mai slăbită în urma acestei pandemii și în urma problemei Brexitului. Și, în al doilea rând, cum vedeți acest plan de relansare economică uh, europeană de după pandemie în contextul Marilor planuri din istorie de relansare economică după perioade de stagnare, mă refer la New Deal-ul Roosevelt, mă gândesc la relansarea Germaniei din anii 30, nu, o economie distrusă după Primul Război Mondial și după, și după criza economică și, nu, mă gândesc la relansarea întregului spațiu occidental prin Planul Marshall de după 1945. Vă reamintesc că am avut scăderi ale produselor intern brut ale PIB-ului Țărilor europene comparabile cu prăbușirea din perioada celui de-al doilea război mondial, într-un context diferit, evident, pentru că acum și revenirea e mult mai rapidă. Deci, cum vedeți acest plan de redresare și cum vedeți proiectul european, modelul societal post-pandemie? Da, modelul societal cred că se conturează în urma acestei pandemii. Faptul a început să se contureze când, la începutul mandatului acestui Parlament și acestei comisii, am discutat de doi piloni esențiale ai dezvoltării economice și sociale în Uniunea Europeană, și anume pactul verde și agenda digitală sau transformarea digitală. Pe de altă parte, ați văzut, anul trecut au fost multe discuții legate de bani, de resurse financiare pentru a redresa și relansa economia. Și ați văzut ce s-a legat imediat de discuția aceasta de bani, statul de drept, valorile europene. Deci da, e nevoie de mai mulți bani și e nevoie să ne asumăm împreună toate cele 27 de state membre uh, mobilizarea de resurse financiare ca să relansăm economia, dar în același timp să ne asigurăm că banii respectiv nu ajung în buzunarele corupților, în buzunarele autocraților, acelor care își bat joc de justiție și subordonează justiția și instituțiile uh, statului, și deci cum construim această uh, Europa relansată, cu o economie și o societate relansată, uh, în jurul valorilor, a libertăților și drepturilor individuale, a uh, statului, drept, statului de drept și a uh, domniei legii. Deci, cred că acestea sunt uh, elementele de bază ale uh, societății europene, care a trebuit să se modernizeze în următorii ani, o societate cu o economie care să se construiască pe un alt mod de raportare la resursele naturale și de aici toată discuția în jurul pactului verde, și anume o economie verde, adică o economie care să nu mai epuizeze resursele, să nu mai polueze, să emită carbon. Deci va trebui să ne punem la contribuție capacitatea imaginativă, cercetarea, dezvoltarea, să găsim tehnologii noi, mai puțin poluante și care să nu mai afecteze natura, să nu ne mai batem cu natura, să nu ne mai luptăm cu natura, ci să o luăm ca partener, pentru că trăim cu natura și în natură și atunci economia și modelul societal pe care îl dezvoltăm să fie unul durabil, unul sustenabil și din punct de vedere a felului în care ne raportăm la resurse și apoi să gândim o economie și o societate care trebuie să administreze evoluția tehnologică. Vedem că digitalul ne prinde din urmă și am văzut câte nevoie ar fi fost de conectare digitală în această perioadă în care am, am avut contacte fizice între noi mai, mai reduse. Deci, digital înseamnă oportunități și aici trebuie să ne asigurăm că toată lumea are acces la internet, la banda largă. Digital înseamnă oportunități și pentru administrația publică, pentru relația statului cu cetățeanul, pentru mai multă transparență, pentru mai bună funcționarea instituțiilor statului, dar digitalul poate să însemne și constrângeri pentru drepturi și libertăți individuale. Ce se întâmplă cu datele care sunt colectate, cât de bine ne, este, ne sunt prezervate intimitatea și dreptul la, la o viață privată și asta presupune reglementări. Deci, cu aceste lucruri va trebui să, să trăim și să le gestionăm în perioada următoare. Și, încă o dată, o societate care să se construiască în jurul unor valori și principii și a toleranței. Pentru că atunci când vorbim de drepturi și libertăți individuale, e vorba de toleranță. Adică o majoritate nu poate să impună uh, unui individ niște lucruri decât în măsura în care acțiunile individului respectiv afectează buna funcționarea societății. Dar, altfel, uh, e important să existe totdeauna această marjă de libertate a individului pentru ca individul să poată să fie creativ și se poate să. Ajute la evoluția societății. Ăsta e felul în care văd lucrurile și, de altfel, cam asta e viziunea pe care o discutăm și în grupul pe care îl conduc Renew Europe, un grup care e format în mare parte din partide reformiste, partide care vor o modernizare, vor reforme rapide, modernizarea funcționării statului, care vor transparență maximă, care vor apărarea și domnia legii, care vor solidaritate cu cetățenii, dar și uh, între statele membre și care vor, cum vă spuneam, libertate de exprimare și uh, nediscriminare. Uh, în grupul pe care îl conduc uh, se regăsesc reprezentanțe unor partide care au câștigat electoral în țările lor pentru că au venit cu programe reformiste și în Franța, și în uh, Spania, uh, și în România, în uh, Ungaria, Olanda și așa mai departe. Asta e. Iar legat de planul de redresare și reziliență, e o necesitate, în primul rând, pentru că economia Europei, ca și economia lumii, de altfel, a fost puternic afectată și este în continuare puternic afectată de această criză pandemică, care nu s-a finalizat încă. Încă nu știm exact care vor fi pagubele, să spun, ale acestei crize în economie, dar în același timp sunt și resurse financiare care trebuie investite nu doar pentru a reveni la situația dinainte de criză, ci pentru a face un mare pas înainte. Deci, a putea susține financiar acea modernizare a economiei despre care spuneam, care să integreze cei doi piloni: pilonul verde, cu economie verde și pilonul digital cu o modernizare și o digitalizare a economiei și a societății. Deci, este până la urmă. Și o șansă, o oportunitate. Trebuie să vedem această cri -ă, criză ca pe o oportunitate pentru ca Europa să se modernizeze și din punct de vedere al structurii și al modului de funcționare. Și aici veți vedea în următoarele zile, cred că vom fi măsură să anunțăm lansarea conferinței pentru viitorul Europei, o dezbatere publică ce va trebui să se finalizeze cu niște concluzii care să se traducă în acte normative care să modifice modul de funcționare a instituțiilor europene, o mai bună apropiere a intereselor cetățenilor de uh, prioritățile, așa cum se definesc ele la nivel uh, european. Deci, uh, cu siguranță, vor fi și reforme instituționale de mod de funcționare a Uniunii Europene în următorii ani, dar iată, vom avea și resurse financiare pe care să le investim în modernizarea și relansarea uh, economiei uh, europene. Și aici, evident, uh, e, o, uh, e o mare oportunitate pentru România, pentru că, cum vă spuneam, de când a intrat în Uniunea Europeană, în România, cred că e uh, momentul cel mai uh, important acum, pentru că e clar nevoie de reforme și majoritatea politică la guvernare acum în România uh, s-a instalat acolo cu acest obiectiv de uh, reforme. Dar iată că acum putem vorbi și de resurse financiare. Într-adevăr, românii au avut acest sentiment al periferiei, al periferizării după intrarea în Uniunea Europeană, după 1 ianuarie 2007, cu atât mai mult înainte de intrarea în Uniunea Europeană. Credeți că aceste fonduri sunt o șansă de a face un salt simbolic de la periferie spre centru, de a reduce decalajul dintre noi și țările dezvoltate ale Europei în 10 ani? Haideți să o luăm uh, altfel. Și Polonia e tot o țară la periferia Europei, pentru că e o țară de uh, frontieră. Și uitați-vă unde e Polonia față de România. Pentru că Polonia n-a trăit mental cu complexul acesta al uh, periferiei și și-a asumat. Nu mai puțin că, că e Telefon. Deci, uh, Polonia e o țară care și-a asumat uh, acest proiect uh, european a profitat de, de acest lucru și iată că a ajuns mult mai departe decât România. Deci, cred că noi trebuie în primul rând să depășim periferia asta mentală, complexul acesta de periferie pe care îl tot cultivăm, uitându-ne la alții și plângându-ne că iată, alții se dezvoltă mai mult decât noi, pentru că noi nu avem șanse, nu avem oportunități. Noi am ratat șanse pe care le-am avut și sper să nu ratăm și această șansă pe care o avem, pentru că România să facă acest salt, pe care mulți dintre cetățenii români l-au făcut deja, de nevoie mulți dintre ei, pentru că au fost nevoiți să părăsească țara și să plece în Spania, în Italia, în Marea Britanie, în Germania, în Franța la muncă acolo și din punct de vedere mental au evoluat foarte mult și văd lucrurile altfel și astăzi au și exigențe de la statul român. Apropo de Polonia, o țară nu cu o economie modernă, am avut întotdeauna acolo o elită politică de primă mărime, a spune asta și o elită politică de primă mărime cu extracție în aparatul comunist al anilor 80. Gândiți-vă că Polonia a intrat în Uniunea Europeană sub o guvernare socialistă a lui Vajnevski care în anul 1989 era șeful tineretului comunist. Am avut o perioadă liberală în timpul lui Donald Tusk în, în Polonia de reforme liberale și apoi nu, în într-o țară numită cândva un elev disciplinat al, al Centrului și Estului Europei în privința integrării euroatlantice, am avut guvernarea și o avem în continuare, guvernarea Partidului domnului Kaczynski, o guvernare eurosceptică și uh, foarte conservatoare. Uh, din punctul dumneavoastră de vedere, de la Bruxelles uh, la ora actuală, uh, cum vedeți relația dintre Polonia și restul Europei? în acest context, în contextul unei guvernări eurosceptice la uh, Varșovia, Și vedeți posibil, pe termen mediu, reconstrucția uh, triunghiului de la Weimar, configurat în anii 90, nu? un proiect de integrare puternică franco-germano-polonez. Da, Polonia, uh, din punctul meu de vedere, a trăit foarte multă vreme cu. Complex acesta unei țări care nu are influență în Uniunea Europeană pe măsura țalie, a dimensiunii și a forței uh, ei. Polonia e o țară care a fost în centru construcției viziunii uh, europene înainte de Uniunea uh, Europeană. 200 de ani înainte de Uniunea exact. Europeană. Exact. Deci, uh, acolo, cu acea cultură și cu acea istorie, a intrat Polonia în Uniunea Europeană. Și după ce și-a făcut reformele în, în intern, a vrut și vrea în continuare să aibă mult mai multă influență la nivel european. Și de aici, cumva, a fost alimentat acest, hai să zic, poate euroscepticism nu e termenul bun, pentru că mie nu mi se pare că Polonia e sceptică vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană, ci că vede Uniunea Europeană altfel și vede mai ales rolul Poloniei altfel în Uniunea Europeană, mult mai. Influent. Deci are o abordare, da, diferită față de ce vedem acum în unele cancelarii europene, dar Polonia nu e anti-europeană. Polonezii nu sunt antieuropeni. Vă amintesc, sunt milioane de polonezi care lucrează în țări din Uniunea Europeană și fără Uniunea Europeană, fără piața comună, cu Rusie, cu comportamentul pe care îl vedem acum, cu o Ucraina slăbită de comportamentul Rusiei. N-aș vedea foarte bine Polonia dacă n-ar fi acum în Uniunea Europeană și de lucru acesta sunt conștienți și politicienii de acolo din Polonia. Dar, cum vă spuneam, Polonia vine cu, cu acest uh, complex uh, european vis-a-vis -vis de celelalte țări care influențează determinant agenda europeană în, uh, în momentul de uh, față. Și oarecum o chestiune pe care o întâlnim la toate națiunile care au reprezentat cândva, nu? Epicentre de putere europene. Și în Ungaria vedem lucrul acesta, și în Lituania vedem lucrul acesta, în toate țările, nu? Mai ales din zona catolică, ce au reprezentat cândva un epicentru în în Sigur, dar cred era. că tocmai de asta acum trebuie să recunoaștem și faptul că sunt mulți cetățeni uh, din toate statele membre care își pun problema eficienței Uniunii uh, Europene. Legat de felul în care ea funcționează. Și de asta vă spuneam că uh, grupul pe care îl conduc am propus încă din 2019, deci imediat după uh, începerea acestui mandat, am propus această conferință pentru viitorul Europei, pentru că cred că, dincolo de mici adaptări și modificări pe aici, pe acolo, avem nevoie să punem pe masă chestiuni fundamentale legate de funcționarea și organizarea Uniunii Europene, de felul în care. Să alege leadership european în raport cu voința și cu așteptările cetățenilor, de felul în care sunt definite prioritățile europene în uh, raport cu așteptările și cu nevoile uh, cetățenilor. Și uh, uh, în urma acestei discuții să vedem cum trebuie să evolueze Uniunea Europeană ca să integreze și unele uh, așteptări sau unele întrebări din partea celor care. Astăzi votează în anumite state membre partide populiste sau partide uh, eurosceptice, pentru că cetățenii uh, respectiv pot să aibă și alegăturii respectiv pot să aibă așteptări rezonabile din partea uniunii europene, dar dacă văd uh, unele partide sau abordări politice deconectate de realitățile de pe teren, atunci se duc spre cei care au un uh, uh, discurs reformist, însă din păcate Vedem un, un discurs populist la, la multe din aceste partide, care sunt brave și eroice cât sunt în opoziție. Dar când ajung la, la putere, nu vedem reformele acelea care să modernizeze statul sau Uniunea Europeană pe măsura declarațiilor pe care le fac. Iată, în, în Italia, 5 Stele e o mișcare care s-a născut exact pe fondul acesta al, al protestului populației. Au fost la guvernare și sunt la guvernare. Nu mi se pare că a evoluat uh, Italia, și la fel, uh, la fel și în, uh, în alte țări. Deci e nevoie de această discuție ca să vedem cum așezăm Europa acum nu doar în urma acestei crize pandemice, dar și în urma Brexitului. Uh, a ieșit din Uniunea Europeană un stat uh, membru. Pilon puternic. Al civilizației europene. Un stat membru puternic. Bun, uh, E o altă discuție și asta chiar merită, poate o altă discuție. Ce se întâmplă acum în marea. Britanie e și cât, altceva, de, da. cât de moderniști și de, cu viziune pe viitor sunt britanicii acum și care-i proiectul lor, de fapt, pentru că eu unul nu am înțeles care-i proiectul lor după ieșirea din Uniunea Europeană. Deci, ca să configureze oare un spațiu de integrare în jurul uh, lumii anglosaxone de pe planetă, împreună cu Australia, cu Noua Zeelandă, se vor duce într-o alianță mai puternică, nu cu Statele Unite. Uh, nu, nu am înțeles. Da, eu de asta să spun. E, e merită de văzut. Mie mi se pare că Australia și Noua Zeelandă sunt mai degrabă cu ochii orientați spre zona Asiei de Sud-Est. Normal. Au mult Normal. mai multe legături comerciale și politice acolo. Statele Unite se redefinește acum. Chiar și în Statele Unite e nevoie de o, de o discuție, de o dezbatere internă privind viitorul și doctrina Statelor Unite. Deci, ce vreau să spun e că oricum Brexit-ul a afectat și afectează Uniunea Europeană și trebuie să fie și un moment de reflexie în care să vedem cum definim lucrurile. După extinderea masivă a Uniunii Europene de la 15 la 28 de state membre, acum 27 de state membre, Uniunea Europeană nu și-a acordat răgazul ca să se așeze, să vadă ce înseamnă această extindere unde Uniunea Europeană aproape și-a dublat suprafața și uh, și-a crescut cu mai mult de o treime uh, populația. Atunci, după, după 2007-2008, ar fi trebuit să fie acest moment de, de, de așezare și de reflexie, dar criza financiară economică atunci nu a permis acest răgaz. Acum iată venit criza pandemică, a ieșit și Marea Britanie din Uniunea Europeană, deci cred că uh, va trebui să ne, să ne acordăm acest răgaz ca să vedem tocmai, cum se raportează? Cred că nu-i sănătos deloc să avem uh, aceste tendințe de divizare aproape sistematică între Est și Vest pe uh, diferite uh, teme. Trebuie să vedem și care sunt uh, obiectivele comune și cum lucrăm în parteneriat. Bine, într-adevăr există niște ziduri între Est și Vest, între Nord și Sud. Este un alt zid, mai ales reapărut după criza economică din 2009, nu anumite țări din Sud, au uh, adâncit decalajul dezvoltării față de țările tradiționale. Uh, Sigur, dar nu sunt diferențe, dar nu sunt ziduri uh, de netrecut. E, evident, e, e important să nu construim aceste uh, ziduri, definind Uniunea Europeană uh, ca fiind una nordică, cu anumite interese, una sudică, una estică și una uh, vestică. Vedeți că Europa asta vestică, așa cum e ea, fără mâna de lucru din uh, est, uh, nu face mare lucru cu economia. Vedem că în uh, și în Europa de Est. Tot căutăm investiții străine care să ne modernizeze economia și ele vin, ele vin din vest de multe ori. Deci avem interese complementare și multe interese comune. E important doar să le descoperim și să le punem în valoare. Domnule Cioloș, apropo de Renew Europe, un proiect politic foarte interesant. Timp de decenii, scena politică sau spectru politic tradițional european a fost structurat de diviziunea dintre stânga și dreapta. Mă refer aici nu, în majoritatea țărilor occidentale, am avut o dreaptă în general foarte proatlantistă, o dreaptă extrem de atașată de valorile tradiționale, o, țară, o dreaptă care vedea, mă refer aici la dreapta lui Jacques Chirac, de exemplu, nu care vedea Uniunea Europeană ca pe o asociere de, de națiuni care protejează puternic identitatea lor culturală, și am avut o stângă mult mai federalistă după un anumit moment. Mă gândesc aici la momentul anilor 90, al lui Felipe González, în, în Spania, de exemplu, la stânga lui Mitterrand din Franța. E, a, după anul 2009, această realitate politică, nu care reflecta o realitate socială, în special în Franța, a fost aruncată în aer de apariția, de explozia lui Emmanuel Macron și de apariția uh, Renew Europe, de apariția unor noi forțe politice care. Au adus aceste forțe tradiționale la uh, nivelul unor partide minore. De exemplu, Partidul Socialist din Franța, astăzi, nu are undeva la 7-8%, cred în, în uh, sondaje. Unde se situează Renew Europe în noua arhitectură politică europeană? Este de dreapta, este pe zona de stânga? Cum vedeți această dihotomie dreapta-stânga astăzi? Și de unde această idee de Renew Europe? Vechile elite politice uh, nu mai răspundeau nevoilor? Unei părți din societățile europene? Da, eu cred că, indiferent că vorbeam de dreapta sau de stânga în, un în Uniunea Europeană, la vechile partide s-a observat un fel de conservatorism comportamental. Și a, a, a rămas o zonă de. A, nevoie de exprimare a cetățenilor care așteptau modernizare, care așteptau reforme, care așteptau o, misca, o mișcare și o, o, o dinamizare a evoluției instituționale și politice pe măsura dinamizării societății, pentru că societatea în Uniunea Europeană, societățile statelor membre au evoluat mult în, în ultimii ani și această evoluție nu s-a găsit suficient reflectată în partidele vechi care au rămas ancorate în anumite comportamente care mai degrabă le-au îndepărtat de uh, cetățeni. Și, și, în anumite, tipare. și în anumite tipare. Și în anumite tipare comportamentale chiar, de, de, de raportare politică la, uh, la cetățeni. Am văzut uh, toate aceste probleme uh, legate de corupție și uh, la stânga și la dreapta și în Est și în Vest. Ele au fost poate mai mult puse în valoare în Est, pentru că a fost toată această luptă împotriva corupției cumva împinsă după aderarea la Uniunea Europeană, dar la fel, același probleme le-am văzut și în, și în alte țări din, din Vest. Și așa au apărut în mai multe state membre și din Vestul Europei și din Estul Europei partide reformiste, mișcări cumva ale cetățenii, mișcări cetățenești. Asta e un punct comun al noilor partide apărute pe scena politică în ultimii ani. Vom vedea cât de mult și de bine vor putea să-și să consolideze viziunea și ideologia în anii următori. Și să Dar profesionalizeze vor... lucrul acesta, pentru că e nevoie de profesioniști. Exact. Orice Absolut. care Absolut. ar fi, e nevoie de profesionalism. Absolut. Înțină. Și să profesionalizeze și să concretizeze proiectele acestea politice, cu reforme, și la nivel național, și la nivel european. Ați vorbit de Franța, dar la fel a apărut și nu în Spania. La fel a apărut USR Plus în România. Vedem acum în Slovacia, în Ungaria, partide care încă n-au ajuns la guvernare, dar care au apărut cumva pe același fond în Lituania, vedem în Bulgaria acum, în, chiar în Belgia. Deci, cam asta ar fi punctul comun. E o, o forță politică de centru, liberală de centru și liberalii, dacă ne uităm în, în nordul Europei, avem un liberalism social. În vestul Europei am văzut și un liberalism mai de dreapta, care acum a revenit undeva spre centru. Deci, aș spune, sunt forțe modernizatoare progresiste, dar nu în ideea aceea cum văd că se dezvoltă, mai dezvoltă unii și în România progresismul ăsta care vrea să arunce în aer tot ce înseamnă stabilitate în societate, tot ce și un vechi, progresist tot ce care împinge înseamnă... spre reforme, spre modernizarea statului, spre protejarea drepturilor și libertăților cetățenești spre crearea unui cadru uh, bazat pe valori, pe statul de drept, pe o justiție uh, independentă. Deci, la nivel uh, politic european, deci în Parlamentul uh, Uniunii Europene, mai e un fenomen interesant, apropo de ce a spus dumneavoastră, e pentru prima dată în ultimele decenii când socialiștii și popularii împreună nu mai pot forma o majoritate ca să ia decizii în Parlamentul European așa cum s-a întâmplat până acum. Scena politică europeană a fost dominată de zeci de ani de uh, partidele populare sau cele social-democrate, de aceste familii politice. E acum e pentru prima dată de mulți ani când majoritatea în Parlamentul European are nevoie și de Renew Europe. Și Renew Europe, care e un partid de centru sau care e o mișcare, o forță politică de centru între uh, popular și uh, socialiști, de foarte multe ori, dă tonul, adică devine ceea ce numim în engleză Kingmaker. Dacă vă uitați la deciziile luate de Parlamentul European în ultimul an și jumătate, veți vedea că și veți suprapune structura acestor decizii la nivelul Parlamentului European pe structura majorității, a viziunii majoritare din cele trei grupuri sau din toate grupurile din Parlamentul European. Vei vedea că în cele mai multe cazuri poziția Renew Europe a devenit și poziția majoritară în Parlament pentru că Renew Europe a fost grupul care a construi, contribuit la construirea unei majorități și a găsit unei căi de mijloc între viziunea conservatoare populară și viziunea social-democrată. Și mai e o foarte dimensiune... Interesant, foarte interesant. Da, deci deci e, e, un, e o mișcare politică de centru nu doar din punct de vedere ideologic, dar și în structura decizională din Parlamentul uh, European. Asta nu înseamnă că nu sunt uh, divergențe și diferențe de punct de vedere în grupuri nu, dar uh, partea interesantă e că în momentul în care am găsit o cale de mijloc sau un compromis uh, în grupuri NU, acela devine și compromisul cu susținerea majoritară în Parlamentul European, pentru că e între uh, popular și social-democrați, cu o dimensiune pe care o regăsim și în grupuri nu e cea legată de mediu, de protecția mediului, de partea asta ecologistă, dar pragmatică, o abordare pragmatică, pentru că abordarea ideologică ecologistă o găsim evident la grupul verzilor, însă în grupul Renew ecologiștii au abordare mai pragmatică. Deci da, vrem o economie care să nu polueze, care să nu mai emită carbon, vrem o protejarea resurselor naturale, dar fără a bloca dezvoltarea economiei și evoluția economiei. Și deci găsim o abordare pragmatică și realistă în, în grupul pe care îl Și Ce ați răspunde unui clausist, de exemplu, mă refer aici la doctrina lui fostului președinte ceh, Václav Klaus, care v-ar spune la un moment dat, nu, asta am văzut că e un mainstream în politica cehă, nu, contestarea mișcărilor proverde, proecologiste, care v-ar spune, schimbările climatice sunt o glumă, și dezindustrializarea Europei uh, prin promovarea unei economii verzi ar arunca Europa într-un nou F-mediu și ar face-o necompetitivă, uh, ar adânci un decalaj care nu există la ora actuală, ci este în sens uh, opus, între economia chinezească, nu? care e o economie ce poluează la ora actuală profund, ce e o, o economie profund industrială, nu? o fabrică a lumii, și uh, Europa care ar ajunge un mausoleu industrial. Ce răspunde unui individ care va arunca o astfel de provocare și, în al doilea rând, vă spun ca adept al politicilor verzi, din păcate, în ultimii ani, deși în țările occidentale și în țările Europei, în general, s-a discutat foarte mult despre o nouă economie verde, temele acestea nu au avut o tracțiune populară în România. Au rămas nu, experimente de salon, să spunem cum putem ajunge la un green awareness în, în, în România, cum îi putem implica mai mult și cointeresa mai mult pe concetățenii noștri, pentru care la ora actuală aceste probleme par extrem de îndepărtate. Și dacă ne gândim, nu, în Franța, după alegerea lui Emmanuel Macron, am avut un angajament verde prin legea litoralului și prin multe alte uh, proiecte, care a schimbat foarte mult în bine, din punctul meu de vedere, Franța. Deci ce ați răspunde unui uh, sceptic în această privință și... Cum ne raportăm la acest discurs verde în uh, România? Uh, sincer, eu în ultimii ani găsesc tot mai puțin sceptici uh, puritani uh, legat de ecologism. Uh, discursul pe care îl văd e mai degrabă, hai să vedem în ce ritm putem transforma economia, dar văd tot mai puțin oameni care se conteste deșertificările unor zone care erau verzi în urmă cu câteva decenii, care să conteste faptul că vedem agricultura tot mai afectată de secetă, de boli și de unători care se dezvoltă tocmai acestor variații mari, mult mai mari decât media între foarte cald și foarte frig. Astea sunt efectele schimbărilor climatice, ca să nu mai vorbim de de poluare, de poluare aerului și de impactul pe care asta îl are. Deci dacă în urmă cu, nu știu, 30 de ani, 20-30 de ani erau rari cei care uh, uh, puteau să propună un model de dezvoltare economică bazată pe buna gestiunea resurselor naturale, erau văzuți ca idealiști, Acum vedem din ce în ce mai mult, până și China, pentru că vorbeați de dezindustrializarea Europei și cum va rezista în fața Chinei. Iată că până și China, anul trecut, e prima dată când China și-a luat angajamentul dezvoltării unei economii cu zero emisii de carbon în orizontul, dacă nu mă înșel, 2050 sau 2060, dar are deja o țintă pentru că înțelege că nu se poate să, poată să uh, mai uh, dezvolte economia uh, chineză pe un model uh, bazat pe consum de resurse naturale pe epuizare, pe consum de resurse naturale neregenerabile. Uh, deci uh, nu prea mai văd argumentele acestea uh, sau argumentele uh, uh, celor sceptici vis-a-vis -vis de politica verde, sunt contrazise de realitățile pe care le trăim zi cu zi și tot mai intens de la un an la celălalt. Acum, pe de altă parte, sunt de acord și aici vorbim de pragmatism și de realism. Această transformare nu o să se poate face de la un an la altul, nu o se poate face nici în 4-5 ani, e nevoie de mai mult timp și se va putea face doar în măsura în care vor evolua și tehnologiile. Pentru că una e să vrei chiar să ai bani și să mobilizezi bani pentru asta dacă nu ai tehnologiile pregătite pentru asta. Și asta înseamnă că noi trebuie să investim acum masiv în cercetare, dezvoltare, inovare, focalizat pe aceste tehnologii. Și asta se întâmplă deja la nivel european și din, această, din acest exercițiu financiar care va începe, mod clar, resursele financiare vor fi orientate spre Economia verde, spre transformarea economiei, dar și conectată cu cercetare, dezvoltare, inovare. Și asta trebuie să facem noi și în România. Să ne uităm nu doar la cum putem atrage investitori care să producă în România, dar eu să fiu acum la guvern și de asta am insistat pentru crearea unui minister aparte în România a cercetării, dezvoltării, inovării și digitalizării. Pentru că noi, când vom vorbi de reindustrializare în România, trebuie să ne uităm la cei investitori care vi și investesc și în partea de cercetare, inovare și apoi de producție în România. Cu capacitățile astea și de cercetare, inovare și apoi de producție în România. Pentru că în viitor vor rezista și, se vor, și vor evolua economic țările care vor avea capacitatea de inovare, de cercetare, inovare și de Transfer în practica a rezultatului uh, cercetării. Uh, Coreani, Israelian, irlandez, exact. Absolut, absolut. Și asta se întâmplă și deci ăsta e ăsta e felul în care cred că economia europeană va evolua. Uh, nu se vor întâmpla ce se transformă peste noapte în 4-5 ani, dar dacă începem acum, da, în 10 ani putem vedea deja uh, primele rezultate. Domnule Celos, suntem în ultimele minute ale. Întâlnirii noastre, în ultimele cinci minute, vă voi mai pune două întrebări scurte. În urmă cu câteva zile ați vorbit despre situația de la Moscova, despre relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Rusia, nu știu cât o țară europeană, dar o cultură europeană pe fond, cum spunea cineva, până în 1913 Rusia nu era atât de exterioară culturii europene. Din păcate, din nenorocire, decuplată, nu? Mai bine de 70 de ani de la parcursul. Europe. Acolo, ideea de Europa a fost distrusă cu, uh, cu bâta. Vedem după anul 2000, în perioada putinismului, o îndepărtare de la valorile uh, europene. Să ne așteptăm la noi sancțiuni împotriva Rusiei pe fondul demonstrațiilor de la Moscova reprimate? Uh, da, în mod clar, Uniunea Europeană nu poate să stea cu mâinile în sân la, la o astfel de situație. Rusia e un uh, vecin al nostru. Am văzut. Ce înseamnă abordarea asta autoritară și autocrată. Am văzut ce s-a întâmplat în Ucraina și din cauza faptului că Uniunea Europeană n-a avut atunci o abordare unitară. Da. Acum mi se pare că și din punct de vedere politic abordarea e mai unitară la nivel uh, european. Uh, nu vorbesc de Parlamentul European, unde am avut sistematic o majoritate pentru astfel de abordare Și recent, în ultima sesiune plenară, tocmai a fost votată din nou o rezoluție apropo de arestarea lui uh, Alexander Navalny și acum de uh, felul în care uh, autoritățile ruse au înăboșit protestele libere al, uh, și pașnice ale unor, uh, ale unor cetățeni de acolo. Uh, deci, uh, da, e nevoie de sancțiuni, e nevoie de fapt de un semnal politic clar. De unitate europeană vis-a-vis -vis de și apărarea în și... genere, a spune eu, nu numai european, a idei de Occident în genere. Evident, dar acum vorbim de Uniunea Europeană și uh, eu sunt convins că în cel mai scurt timp vom uh, restabili uh, niște benzi largi, să spun, de uh, legătură și colaborare și cu Statele Unite, cu noua administrație și vis-a-vis -vis de. Uh, modul de raportare la, la democrație și la valorilor democratice, dar deocamdată, cel puțin, e foarte important ca Uniunea Europeană în ansamblu său să dea un mesaj foarte clar, pentru că, evident, sunt state membre care sunt interesate și de relații economice, comerciale cu Uniunea Europeană și care nu sunt totdeauna foarte deschise idei de sancțiuni pragmatic privind lucrurile, dar eu cred că și acele state membre realizează Acum că nu pot să dezvolți o relație de parteneriat economic uh, solidă cu uh, un uh, regim autocrat care năbușe uh, libertatea de uh, exprimare. Că trebuie să ai, în primul rând, uh, niște valori uh, comune. O ultimă întrebare în ultimul minut al întâlnirii noastre. Apropo de proiectul Renew Europe și de prezența lui în uh, România, uh, vedeți o creștere interesului românilor, în aceste idei inovative, inovatoare, reformiste de modernizare ale Renew Europe și, din acest punct de vedere, vă gândiți să candidați la alegerile prezidențiale din 2024? Credeți că aceste idei și dumneavoastră ar avea șansă de triumf în spectrul politic românesc? În România, de câteva săptămâni, de o lună și ceva acum, USR Plus este la guvernare. Uh, valoarea acestor idei va fi judecată și din perspectiva rezultatelor care vor fi obținute, a livrabilelor. Deci, eu sunt foarte realist uh, și conștient că în România, în anii următori, USR Plus trebuie să livreze rezultate, trebuie să livreze acele reforme despre care am vorbit acum în ultimii doi ani de zile de campanie. Vedem că, la nivel european, delegația USR Plus, în Parlamentul European, iată că are influență și iată că promovează această, această viziune și aceste reforme și chiar obține rezultate, pentru că avem mecanismul acesta al statului de drept, pe care îl avem acum la nivel european. Avem planul de redresare și reziliență a cărei idee a pornit din grupul pe care îl conduc în luna aprilie anului trecut, printr-o rezoluție pe care am propus-o în Parlamentul European. Mai sunt și alte lucruri care merg în această direcție, dar acum noi uh, va trebui să livrăm în țară, în guvern și în Parlament acele reforme și sunt convins că cetățenii români ne vor judeca prin perspectiva acestor sau prin prisma acestor rezultate. Așa că, înainte de a vorbi de orice candidatură în 2024 sau uh, mai încolo, uh, pe mine mă interesează, chiar dacă sunt membru în Parlamentul European, eu sunt și copreședinte al USR Plus și voi rămâne în continuare uh, foarte atent și implicat în ceea ce se întâmplă în România ca să mă asigur că livrăm acele reforme pe care le-am uh, promis, pentru că, dincolo de orice interes de candidatură, ceea ce contează, de fapt, în România e să vedem că lucrurile evoluează. Și atunci, da, cetățenii români vor avea mai multă încredere în uh, uh, reformă și în modernizare, dacă vor vedea efectele și impactul acelor reforme. Dacă vor vedea, după ce tot vorbim de digitalizare și de reformă administrației publice, vor vedea că, într-adevăr, acest lucru se întâmplă, că depolitizăm administrația publică, că o profesionalizăm și că o digitalizăm și că asta are un impact pozitiv și asupra vieții lor de zi cu zi, că nu mai trebuie să stea la coadă la ghișeie, să se plimbe cu hârtiile în mână, să aibă de-a face cu funcționari corupți. Dacă vom elimina aceste lucruri, da, atunci vom putea vorbi și de o viziune uh, uh, și de încrederea în această viziune din partea cetățenilor. Domnule Celoș, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la călătorii geopolitice. Vă mai așteptăm la călătorii geopolitice. Sunt Cristian Gava. Până săptămâna viitoare, rămâneți alături de Radio France. O duminică frumoasă. La revedere!